Astăzi prezentăm o pereche de căști cu conducție osoasă de la Mojaua. Modelul se numește Run Plus. Căștile cu conducție osoasă lasă urechea liberă în timpul alergării sau în timpul sportului, mersului pe bicicletă. Chiar și în notul, în cazul de față, pentru că acestea se pot scufunda în apă până la 2 metri. Și astfel poți să fii mai în siguranță, fiind mai conștient de mediul înconjurător și de ce se întâmplă. Așa arată cutia, așa vine ambalată. Aici avem marca, Mojaua, iar pe spate avem trecut modelul și, dacă observăm, avem trecută culoarea, pentru că aceasta există pe mai multe culori. Aici avem trecută culoarea neagră. Haideți să desfacem cutia, să vedem ce avem în cutie. Cutia are o închidere magnetică, are doi magneți pe această latură, unde avem și acest moto trecut. Simte lumea într-un mod nou. Iar aici avem niște desene foarte drăguțe, făcute creionate, să zic așa. Iar aici avem căștile puse în suportul de transport. Căștile în sine sunt foarte ușoare și par dintr-un material destul de calitativ. Haideți să vedem ce avem mai departe. Avem un săculeț de transport și de depozitare. Dacă punem căștile în rucsacul de sală sau în rucsacul de not sau pur și simplu în poșetă, le punem în săculeț și acestea sunt protejate. Iar aici avem manualul de utilizare, un card de garanție. Dacă scanăm codul QR, putem să adăugăm 6 luni de garanție la produsul cumpărat. Certificatul de garanție le punem deoparte, iar aici avem un cablu de comunicare. Cu acest cablu putem să încărcăm căștile, dar tot cu el putem să transferăm muzică de pe un calculator pe căști, pentru că căștile au o memorie internă de 32 de giga și putem, cu ajutorul acestui cablu, să ne punem muzică direct din calculator pe căști, fără să fie nevoie să le mai conectăm la telefon. Deci putem să ieșim la alergat doar cu căștile, fără telefonul mobil în buzunar care să ne incomodeze. Sau, cum este cazul în notului, nu putem intra cu telefonul în apă, așa că aceste căști sunt perfecte pentru un not. Au memorie internă, ne punem muzică pe ele și apoi putem să înotăm liniștiți. Și avem și un set de doape aici. Cu ajutorul acestor doape, practic, reducem zgomotul din exterior. Practic, căștile se așează lângă ureche și atunci urechea rămâne liberă și, dacă vrem ca să eliminăm zgomotul din mediul înconjurător, punem aceste două doape pentru a ne concentra mai mult pe ce se aude în căști. Sau, dacă vrem să anulăm zgomotul de fundal, cum este vântul în cazul de față, care adie ușor, această pistă de alergare este în jurul unui lac și curenții de aer sunt mai puternici, așa că dacă simțim nevoia de a avea mai multă liniște, putem să folosim doapele. Ce sunt alea? Ce sunt alea? Tocmai m-a întrebat un trecător mai în vârstă ce sunt acestea. Deci putem să spunem că și cei de vârsta a doua sunt interesați de căștile Run Plus de la Mojaua. După cum observăm, au un design și un aspect foarte plăcut. Arată foarte bine și se și așează foarte bine atunci când le punem pe cap. Și indiferent cât de tare alergăm sau cât de rapid mișcăm capul, căștile nu vor cădea de pe cap. Nu riscăm, de exemplu, să alergăm și la un moment dat să ne sară o cască din ureche care să se ducă în apă. Cablul pentru încărcare sau pentru transfer date se atașează la căști cu ajutorul a doi magneți. Are o singură poziție. Dacă îl punem așa, se va prinde și se va conecta. Dacă îl punem invers, acesta va fi respins de magneți și nu va fi conectat. Îl conectăm pur și simplu și putem să-l încărcăm cu un încărcător de 5V 1A sau putem să-l punem direct la portul USB. Și observăm, atunci când se încarcă,
se aprinde intermitent logo-ul Mojave. Acum ni s-a deschis. Observăm că folderul este gol. Avem aici Run Plus. Putem observa că are o memorie de 32 de giga, memorie pe care putem noi să punem muzică dacă vrem. De exemplu, avem aici două melodii, le copiem și acum avem pus pe căști, avem puse două melodii pe care le putem asculta fără telefonul mobil. Căștile pe cap stau chiar în această poziție. Aici avem partea stângă, iar în partea stângă avem un buton fizic care se simte la apăsare. Pentru a porni căștile, trebuie să apăsăm pe acest buton și să menținem pentru 2 secunde. Power on. Battery high. De fiecare dată când se aprinde și se stinge, ne anunță că s-a stins și că s-a aprins, iar când se aprinde, ne spune și nivelul bateriei. Power on. Battery high. După ce le-am aprins, dacă mai apăsăm de 2 ori pe butonul acesta și a doua oară ținem puțin apăsat, o să treacă pe partea de MP3. O să cânte direct muzică din memoria internă. MP3 mode. Cel mai probabil mai sunt lucruri de spus despre ele, dar cel mai sigur putem merge pe site-ul producătorului. Dacă scriem în Google Mojave Run Plus, vom găsi produsul, iar aici avem toate detaliile de care avem nevoie și toate specificațiile. Noi le-am testat, conectivitatea este bună, sunetul este decent. Trebuie să știm că nu există o aplicație cu care să împerechem căștile cu telefonul mobil și cu ajutorul căreia să putem copia melodii din telefon pe căști pentru a asculta muzică pe căști fără telefonul mobil, dar putem reda prin Bluetooth, putem reda direct din telefon pe căști. Conectarea prin Bluetooth se face foarte simplu, trebuie doar să activăm Bluetooth-ul la telefonul mobil și apoi să aprindem căștile ținând apăsat aici 2 secunde. Putem să apăsăm de 2 ori pe butonul de pornire și să ținem apăsat. 1, 2. Și a trecut pe MP3 mode și acum cântă muzică din interiorul căștilor. Dar totodată le-am și găsit aici. Și s-au conectat prin Bluetooth. Ne redă în căști, ne redă sunetul de pe telefon, iar de aici, din partea dreaptă, cum stau căștile pe cap, putem să creștem volumul. Dacă observăm vara de volum, dacă facem așa, descreștem. Dacă facem așa, creștem volumul. Odată conectate prin Bluetooth la telefon, putem să folosim căștile și pentru apeluri. Sau putem să copiem de pe calculator pe căști melodii și atunci putem asculta muzică fără să fim influențați de către telefonul mobil, mai ales în cazul înotului, când nu putem lua telefonul în apă. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le prezentăm despre aceste căști de la Mojave Model Run Plus. Sperăm că interesante. Vă mai așteptăm pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante. Vă dorim toate cele bune. Până data viitoare, numai bine și pe curând!